Uniunea Europeană se pregătește să lanseze portofelul digital. Acesta va putea fi folosit în toate țările din Uniunea Europeană. Care sunt avantajele portofelului digital pe care Uniunea Europeană îl pregătește pentru toate statele acesteia, dar și la ce va fi de ajutor? Se consideră că acest act legislativ vrea să implementeze această relație între administrația publică, cetățeni și partea digitală. Dar este adevărat că nu toate țările din Uniune au același nivel. Așadar, pentru început, trebuie ca toate țările să ajungă la același nivel, să putem crea un portofel digital și cu ajutorul acestuia să putem interacționa și să putem păstra fișierele digitale, toate documentele care au legătură cu administrația, dar și pe cele legate de companii private. Imaginați-vă că pe viitor, 97% din procesul administrativ va putea fi făcut pe cale digitală, a spus Adriana Maldonado. Ea afirmă că acest portofel va putea folosit în următorii 5-6 ani. Alin Mituță, europarlamentar Renew România, a explicat în cadrul unei emisiuni cum va putea fi implementat portofelul digital în România. De asemenea, acesta a precizat și când vor putea beneficia românii de un astfel de serviciu. Vom avea pe telefonul mobil o aplicație prin care vom avea acces la toate serviciile publice, dar și servicii private. Spre exemplu, toată interacțiunea cu agențiile statului, dar și interacțiunea cu băncile, cu universitatea, cu toate organismele publice sau private. Deci, prin acest portofel digital vom putea accesa aceste servicii fără să ne mai deplasăm la instituții, ci doar cu un singur click pe telefonul mobil, a explicat Alin Mituță. Acesta a spus că românii vor putea beneficia de acest serviciu încă de la începutul anului 2025, însă până atunci autoritățile din România trebuie să facă eforturi în acest sens. La nivel european suntem în procesul de a adopta acest regulament. La începutul anului 2025, românii vor putea avea acces la acest portofel digital. Ce trebuie făcut până atunci este ca autoritățile din România să dea acces cetățenilor la servicii publice digitalizate și deja este în curs acest lucru prin fondurile pe care le avem prin PNRR. Autoritățile din România trebuie să dezvolte în decursul anului viitor acest portofel digital. Uniunea Europeană va livra un prototip de portofel digital tuturor statelor pe care acestea îl pot prelua. Sunt mai multe lucruri care trebuie să se întâmple în același timp, a precizat Alin Mituță. Relatează mesajul.ro.